Cei care au pășit pentru prima dată la Muzeul Oltenia au fost încântați să afle mai multe despre Oltenia tradițională, să cunoască comorile pierdute și regăsite ale acestei zone a țării, dar și să afle mai multe despre existența și modul de trai ale omului tradițional. Toate obiectele care sunt aici și sunt foarte, foarte frumoase și bine că se păstrează în felul acesta. Altcumva... Ați mai vizitat până acum Muzeul Oltenia? Nu am fost deloc. Eu n-am fost niciodată. N-am suferit așa ceva. Am zis, ce să vă fac? Uite că acum am dau seama că a pierdut. Foarte frumos și foarte benefic. Și parcă și copiii de la școală ar trebui antrenați și adus să vadă. Sunt obiecte vechi, sunt obiecte care sunt de admirat, frumoase. Piesele expuse sunt de vechimi impresionante, după timpul romanilor, după timpul dacilor și o sumă de piese vechi, așa cum este lada de zestre, care pe timpuri se dădeau câte 3-4 lăzi de zestre la fata care se mărita și se vedea averea care este. În spatele meu se găsesc tabliile paturilor săsești. Organizatorii acestui eveniment au stat la dispoziția vizitatorilor cu răspunsuri și explicații. Primele obiecte din sticlă au fost mărgele, care datează din anul de acum 6.000 de ani. Da, avea o culoare verzuie maronie, da? De asemenea, acest proces de fabricație al sticlei nu era foarte perfecționat. De la egipteni l-au preluat romanii, l-au perfecționat foarte bine și, de asemenea, au obținut o sticlă verzuie. Această manifestare se înscrie în demersul Muzeului Olteniei Craiova de promovare a patrimoniului cultural național.